show. Dalesu și Lucian LG, ne ținem de nebunii. Venim să facem show de show. Cluburi promovăm, împreună ne distrăm și facem show de show. Bun găsit, stimați telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție Show de Show. Ne aflăm în disco Club Rebel din Chiscani. La prăirea, doamnelor și domnilor, te rugăm mult de tot, filmează puțin. O cheamă Valencia, să rămână. Bună, Valencia! Bună! Hai să mergem și în partea dreaptă. Este Laura. Ok, nimeni alta decât Flori. Floria noastră, care o știe toată țara. Ne distrăm pe cinste, suntem la Brăila, la Chiscani, doamnelor, domnișoară și domnilor, Lucian LG și nimeni altul decât Danezu! La Chiscani, în Brăila, ne distrăm pe cinste! Așadar, să înceapă o nouă ediție Show de Show! Distracție garantată, rămâneți alături de noi! Să fii lângă mine! Show de show, noaptea asta vreau să ne simțim bine. Mare show, te invit aici să vii lângă mine. Show de show, noaptea asta vreau să ne simțim bine. Mare show, te invit aici să vii lângă mine. Toată lumea, toată lumea sus, 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 sus. Hai DJ, volumul la difuz. Până mâine să dansăm, să bem și să ne distrăm. Hai cu toți odată să strigăm. Show de show, noaptea asta vreau să ne simțim bine. Mare show, te invit aici să vii lângă mine. Show de show, noaptea asta vreau să ne simțim bine. Mare show, te invit aici să vii lângă mine. Ce să vă mai zic, să nu mă mai rețin prea tare, DJ să se audă până la Brăila, frate, mea! Nu, da, dar a vorbit mărim, știi ce zic? Tare, tare! Hey!
stimații telespectatori, sunt de vorbă cu formația de aici a Clubului Rebel, cea mai veche formație de când, cam de când există Clubul Rebel. Este vorba de formația lui Marian de la Mizil. Salut, Marian, bine te-am găsit și bun venit în emisiunea mea. Salut, Danezu, salut echipei tale și telespectatorilor care o să ne vizioneze. Și bine ați venit aici la Club Chiscan, unde ne desfășurăm activitatea fiecare sâmbătă aici noi. Plăcerea este de partea noastră să fim alături de voi. Prezintele, te rog, membrii formației tale. Bineînțeles, începem cu nașul meu totodată, Mitică Chiriță, la vioară. La vioară, așa. Trecem mai departe. George, la clape. Mădiță, la keyboard. Și mai avem un component care e puțin pe aici, prin sală, la percuții, Alin. Care s-a rătăcit după fete, prin sală. După fete, exact, după fete, da. Ok. Marian, pentru toți respectatorii care ne urmăresc acum, hai să intrăm puțin în cariera ta muzicală. De cât timp ți-ai început cariera muzicală? Cariera muzicală am început-o de la o vârstă mai fragedă, așa pot să spun, chiar eram copil. Am început să cânt până la vreo 15-16 ani și mai târziu un pic, la câțiva ani, 3-4 ani, am început să intru și în pâine, cum spunem noi, colegii de breazdă, care știm ce înseamnă meseria asta. Și după aceea ne-am unit cu toții, am zis să fim ca o familie, să formăm o formație bună și să dăm lumii ceea ce trebuie, plăcere și bună dispoziție. Grație. Voi cântați la diverse evenimente, cum ar fi nunți, botezuri, petreceri. Da, 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 bineînțeles, da, da, da. Oricum, telespectatorii noștri au văzut în această seară și prestația ta artistică, alături de formația ta. Pentru cei care te doresc la un eveniment, cum te pot contacta? Cum pot lua legătura cu tine? Cele mai multe persoane care mă cunosc și iau legătura cu mine printr-un apel telefonic sau eventual o adresă de site, o adresă de Facebook. O adresă de Facebook personală a mea, Lambru Marian, și acolo găsesc și toate detaliile, cum poate intră cu noi în diverse evenimente, să participăm la diverse evenimente. Am înțeles. Ce gen abordați voi la o petrecere, la un eveniment? Absolut toate genurile sau numai? Absolut toate genurile de muzică, inclusiv muzică de petrecere, de pahară, folclor, manele și alte genuri. Tot ce se cântă la o petrecere normală, unde mergem să prestăm programul nostru. Apelați cu încredere, cu toată încrederea. Oricum, Marian, am rămas plăcut impresionați de prestația ta și te așteptăm mai des pe la noi, pe la Taraf TV. Mulțumesc foarte mult și sper și cred că o să colaborăm cât de curând. Și acum un mesaj pentru toți telespectatorii sau pentru cineva drag ție. Bineînțeles, vreau să dedic soția mea și familiei mele un Paște fericit tuturor prietenilor noștri, tuturor prietenilor noștri din partea formației alu Maria de la Mizil. Și bineînțeles, toți care vin aici la Chiscan, la Rebel, și se distrează fiecare sâmbătă, la mulți ani tuturor și un Paște fericit. Și acum, în încheiere, aici numai în Club Rebel, facem împreună show de show! Ok, suntem tot la Chiscan și tot mă plimbam prin discotecă și până la urmă am găsit-o pe ea. Și am întrebat-o cum o cheamă și mi-a spus Getafe, nu, Sevilla, nu... Cum? Valencia, tot din liga, vorba aia. Spune-mi, te rog, sincer, câți ani ai? 18. Cât? 18. 18 și cu 30 și împărțit la 2? În fine, ce-ți dorești, băiețel sau fetiță? Deocamdată nu m-am gândit la copii. Dar dacă ar fi, un băiețel. Nu, ca să știu cum mă pregătesc eu. Deci vrei băiețel sau fetiță? Da, dar nu neapărat cu tine. Cum? Nu neapărat cu tine. Ok, doamne, domnișoarelor și domnilor, suntem în Chișcani, în județul Brăila. Ne simțim extraordinar, ca de altfel oriunde mergem noi.
Dacă nu este atmosferă, o creăm noi. Nu contează asta, dar ideea este următoarea. Am luat cele mai frumoase fete din toată discoteca și le-am invitat la microfonul Taraf TV la emisiunea Show de Show. Știu că te cheamă Alexandra, dar nu mai ții minte câți ani ai? E, cum să nu mai ții minte? 22 de ani. 22? Dacă ar fi după mine, peste 3 ani ești bună și acum. E, ideea e următoarea. Alexandra, am o întrebare pentru tine. Spune-mi sincer, bă, dar sincer, te-ai măritat vreodată cu un bărbat pe care îl cunoști în discotecă? Sincer, ar trebui să treacă puțin timp ca să-l cunosc. Nu pot să mă mărit așa cu primul ales. Cam cât timp ca să știu? Cam cât timp să treacă până îl cunoști? Depinde de persoană, de caractere, habar n-am, nu știu. Aș fi cel mai frumos rugat pentru noi toți. Pentru toată lumea prezentă să simtă bine. Pentru toți cei care ne facem postele aici la Club Revel în seara asta și nu numai. Prin toată discoteca, la un moment dat găsesc așa ceva. Și am zis, e un miracol, e o minune, e Andreea, de fapt. Andreea, bună seara, să rămână. Bună seara. Ce mai faceți? Bine, ai mâncat și tu ceva? Ești... Da, normal. Da. Fii atent, Andreea. Înaintea faptului că... Nu, înainte să te întreb câți ani ai, dă-mi voie să spun ceva. Nu erau absolut toți bărbații... Când dansai tu, noi am filmat deja și o să fie pe post, nu erau toți bărbați așa. Spune sincer, tu ca femeie, cum te simți când se uită toți bărbații, știi ce zic? Păi îți dai seama, bine, cum pot să mă simt? Admirată. Te simți apreciată, admirată și tot, nu? Da, normal. Îți dau cuvântul meu de onoare că dacă ai fi soția mea, m-aș uita toată viața numai așa. Ai vrea? Nici chiar așa. Nu mă, că sunt însurat, dar dacă n-aș fi însurat, îți dau cuvântul meu de onoare. Am pune varza împreună. Ne distrăm extraordinar, să rămână, bine te-am găsit. Bună seara. Cum te simți? Toată lumea e ok? Foarte, foarte bine. E ziua ta? Nu. Ok, spune-ne ceva, un cânt bun pentru toți cei care te așteaptă sau te văd în clipele astea la televizor. Iubiți-vă mult. Am înțeles. Haideți să ne iubim. Salutare, salutare, cum te cheamă? Tătarul Claudiu. Claudiule, se distrează lumea aici, dar nu se poate. Se distrează, n-avem probleme. Auzi, spune-mi sincer, dar sincer, sincer, dacă ar fi să te însori mâine, ți-a alege o fată pe care ai cunoscut-o în discotecă? De aici nu, am o singură fată care mă iubesc și o iubesc. Cum? De aici nu, am o singură fată care mă iubesc și ce o iubesc. Și este aici cu tine? Nu. Da, unde? Nu, e mai îndepărtare. Fă o declarație de dragoste frumoasă să o vadă toată țara. Ce zic? Fata mea, știi că țin la tine, dar ești cam departe bine, așa că... O iei de nevastă sau nu? O iei de nevastă sau nu? De soție? Soție cine da? Mea? O iei sau nu? Da, o iau. Ok. Da. Mersi frumos, Claudiu, salut. Okay. Cea mai tare distracție și cea mai tare atmosferă. Ok. Vă rugăm mult. Da. Oh, 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 oh.
Vino coace, cum te cheamă? Biluță de la Bruxelles. De la, pentru Biluță de la Bruxelles. Biluță, ce faci tu în Belgia? Noi suntem belgieri, frate. Păturică, te simți bine? Foarte bine, foarte bine. Vorbești niciodată în viața ta te-ai căsătorit cu o dansatoare? Niciodată în viața mea. Stimații telespectatorii, a venit și momentul de a sta de vorbă cu cea care manageriază Club Rebel. Să rămânem și bine v-am găsit și totodată vă mulțumim pentru invitația făcută. Bună seara, bine ați venit, erați foarte așteptați de clientele noastre. Așa cum i-am anunțat pe fiecare, s-au bucurat să vă aibă în mijlocul lor. Vreau să vorbim puțin despre club. De cât timp îl aveți și cum v-a venit ideea? Trebuie să vorbim puțin despre cluburi, pentru că eu am înțeles că este o afacere de familie. În partea cealaltă unde am fost era o afacere manageriată de bărbat, iar asta de aici unde suntem noi, adică fix în centrul Brăilei, doamnelor și domnilor, este manageriată de către soția patronului din partea cealaltă. Doamne, noi vă spunem sincer, noi n-am văzut prea multe femei. Erau numai femei acolo, de fapt. Spuneți-ne, care este rețeta succesului? Aveți două cluburi, unul în Brăila, unul la 15 km. Care este rețeta succesului? Unul și doi, cât încredere aveți în soțul dumneavoastră? Deci, suntem o echipă de foarte mulți ani. De 15 ani avem în subordine aceste două cluburi. Noi le-am creat după buna noastră plăcere și după pur și simplu după imaginația noastră. Soțului place muzica, mie îmi place comerțul, deci mie îmi plac banii, îmi place partea muzicală. Faceți o echipă perfectă, ca să înțeleg. Da, exact. Încrederea vine pe parcurs. Bărbatul trebuie să aibă o libertate controlată și atunci încrederea vine de la sine. Ați înțeles, doamnelor și domnișoarelor și domnilor, uitați-vă bine la mine. Bărbații conduc lumea și femeile bărbații, ca să știți. Și bărbații și femeile o controlează. Sau altfel spus, bărbații sunt capul și femeile... Nu, gâtul. Ați înțeles? Nu puteți să faceți nimic în viața voastră fără o femeie de succes și o femeie deșteaptă. Noi ne-am prins acum... Da, nu ca aș fi eu cea mai deșteaptă femeie din țară sau din lume. Cred că sunt foarte multe femei istețe care pot conduce în multe domenii, nu numai în domeniul acesta. Am o părere foarte bună despre femei, sunt feministă, asta e. O feministă convinsă, băieții de la Taraf TV Show de Show sunt prezenți în Brăila, am fost și în partea cealaltă. Club Rebel, nu uitați, servicii ireproșabile. Nu a existat și nu o să existe scandalul, certul, și puteți să vă ceți cu soțiile liniștiți. Dane, când ne mai întoarcem? Nu știu, asta rămâne să decidă publicul. Sper că i-am convins să mai revenim altă dată. Dar ce vreau să vă întreb pe dumneavoastră? Pentru cei care ne urmăresc, le-au plăcut atmosfera de aici, din clubul dumneavoastră, și care nu au ajuns pentru prima dată la dumneavoastră, cum pot da de dumneavoastră, cum pot afla de evenimentele care sunt în curs de desfășurare și pentru a fi la curent cu noutățile pe care le are Clubul Rebel? Da, bineînțeles, o adresă de Facebook, Rebel Disco Club, Iscan, sau Rebel Disco Club, Pub Rebel, da? O altă adresă de Facebook, iar e-mail, Brăila, bineînțeles, da, Brăila, să nu uităm, am uitat unde ne aflăm. Da, și numere de telefon, dacă e cazul, pentru contact, 0747-893715. Vă așteptăm cu rezervări și credeți-mă, distracțiile sunt unicate. Ok, noi vă mulțumim pentru invitația făcută și acum, în încheiere, un mesaj pentru cineva drag, pentru clienții dumneavoastră. Pentru toți clienții din Brăila și în special clienții mei, aș vrea să le spun că le-am oferit de-a lungul anilor
foarte multă distracție, foarte multă energie pozitivă. Aș vrea și le ofer în continuare, aș vrea să ne iubească în continuare așa cum ne-au iubit până acum, să ne mențină mereu tineri, iar noi să putem să rămânem în mijlocul lor, poate pentru totdeauna. Nu? Doamnă, ne aflăm la mai puțin de 10 minute de orele 6 în dimineață. Discoteca este plină, toată lumea dansează, se simte bine. Toată lumea striga Danezu, Danezu. Bine, erau niște femei însărcinate care îl iubesc mai mult pe el. Toate femeile neînsărcinate și necăsătorite să apeleze la mine. Toate femeile să apeleze la mine, neînsărcinate și necăsătorite. Ok, mulțumim încă o dată. Aici se încheie și emisiunea noastră, stimați telespectatori. Până data viitoare, Danezu și Lucian, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă spunem la revedere și urmăriți voi Taraf TV. Show de show! Show de show! Danezu și Lucian LG, ne ținem de nebunii. Venim să facem show de show! Cluburi promovăm, împreună ne distrăm și facem show de show.